Peste 40 de producători de mere și sucuri sunt așteptați la ediția din acest an a Târgului Mărului de la Fălticeni. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Cătălin Coman. La fel ca până acum, evenimentul va avea loc în piața Nada Florilor din centrul municipiului. Ediția din acest an este programată în perioada 21-22 octombrie. Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că vor fi spectacole folclorice, dar și două concursuri naționale. Este vorba de un concurs de orientare sportiv-turistică, denumit Cupa Dumbrava Minunată, și un concurs național de educație ecologică, O lume mai curată, o lume mai bună. Primarul Cătălin Coman a subliniat că aceste concursuri sunt organizate în colaborare cu Clubul Copiilor și cu unitățile de învățământ din Fălticeni.